Na, na, na. Să vă spun, să mă credeți. De când eram mic copil, tata ținea oi acasă. Și eu în altă parte, la drum, cu merg copiii, nu mă duceam. Eu numai în oi stăteam. Așa de tare mi-era drag. Când tăia câte un miel, eu plângeam. Și... urma era decedat, până 96. Și mama a mai vândut din el, zicea, el mai aveam vreo 30-40 acasă. Și eu m-am dus în clasa întâia. Și de acum când am putut să mă țin mai bine de ele, la vreo 10 ani, în clasa a patra, la oi până azi. Până 96 era greu atunci așa. Eu am apucat o leacă din greul ăla și cunosc. Acum mă uit, nu prea cunosc băieții ăștia, tineretul ăsta, mai ales ei nu mai cunosc, nu mai știu ce înseamnă că ai sau n-ai. Și până în ziua de azi ne întreținem din oi. Trebuie să-ți placă, eu cred că asta e în sânge. Tata meu a ținut oi, n-a fost cioban, dar a ținut oi. Dar înainte țineau, toți țineau. Făceau curândul, în 30-40 de oi. De acum bunelul meu a fost cioban. Câta generație, nu știu câte generații au fost ciobani, dar nu cunosc. De acum am venit eu, de acum după mine cred că generații n-au să mai fie de ciobani. Nu văd că acum eu telefon n-am tot cu butoane, că cu de-asta performant eu n-am... nu ne ajunge vremea ca să stau să umblu cu așa telefon. Dacă mai e tineret, băieții fără telefon de asta performant, el din o gradă nu iese. Ciumburică, ciumburică. Na, 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 na. Ciumburică. Oile de rasa țigai. Mă stărui să am oi de calitate ca să pot să vând și ca să mă motivez. La noi aici, în zonă, la noi se consumă carne de oaie. E mai apreciată decât încolo la centru. La noi se produce cavărma bună din carne de oaie. Ca la Slobozia Mare, cavărma n-a să găsiți nicăieri. Oamenii, noi suntem mai mulți producători aici, vreo 4-5 cred că, facem cavărma toți. Și e foarte bună cavărmaua, brânză tot facem foarte bună. Multă lume de acum ne cunosc, participăm și pe la târguri, pe la Chișinău. Vedem că cerințe sunt și ne motivează că să mai mergem înainte, că altfel cam greu din punct de vedere cu realizarea, cu vânzarea, oamenii nu prea au bani la sat. Și uite, asta e viața noastră. A, poate că dacă mă duceam, făceam niște studii, eu știu, poate rămâneam pe undeva, trăiam mai ușor, mai... rău nu trăiesc, că... dar să muncești foarte mult. Da, 24-24, trebuie să lucrezi. La noi sărbătoare nu este. Cald, plouă, iarna, vara, trebuie să mergi din urma lor. Și asta e.